Dragii mei, am ajuns și la București, direct de la Tel Aviv, pentru că joia următoare, 25 aprilie, la ora 4 după masa, lansăm noua mea carte, care se numește Capcana Regelui și este o carte despre teatru, nu este un roman polițist, o carte foarte interesantă despre cum văd eu teatrul și cum cred că ar trebui să fie pentru a reuși, cât mai mult să influențăm publicul spectator. La această lansare pe care organizează Costel Postolache și Editura Integral, vor participa critica Ileana Perneș Dănălache, criticul de teatru Costin Sicomaș, actorii Eugen Cristea și Cristina Deleanu și vechiul meu prieten, compozitorul și interpretul Mircea Vintilă, de care mă leagă amintiri de acum peste 50 de ani. Deci nu uitați, joi, la ora 4 după masă, nu este oră în care sunteți ocupați, mâncați, beți bine, vă îmbrăcați frumos, vă parfumați și veniți la librăria Eminescu. Mă găsiți acolo. Vă îmbrățișez!